Bună seara, bun găsit la Actual Regional, sunt Madalina Vlăceanu. Emisiunea de astăzi o dedicăm copiilor. În prima parte vorbim despre Boovie Festival, un eveniment aflat la a 5-a ediție menit să aducă lectura mai aproape de adolescenți. Detalii vom primi chiar de la inițiatorul acestui proiect. În a doua parte aflăm cum putem dona acum în prag de sărbători pentru ca micii pacienți de la pediatrie să aibă parte de cele mai bune condiții. Pentru început îi spunem bun venit doamnei profesor Carmen Ion, inițiatorul Festivalului Boovie. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara și vă mulțumesc eu pentru invitație. Avem un festival, putem să-i spunem, devenit tradiție. Cum s-a născut el? Festivalul s-a născut practic la clasă, ca o provocare aruncată elevilor din dorința de a-i determina să citească. Știți că sunt probleme cu cititul și rezultatele de la testele PISA spun foarte multe. Și încetul cu încetul a crescut în așa fel încât anul acesta a ajuns la o ediție record cu peste 1000 de elevi înscriși, coordonați de în jur de 125 de profesori din vreo 25 de județe, plus 3 localități din Republica Moldova. A fost o surpriză și pentru noi, una grozavă, e drept, și care ne-a bucurat foarte tare. Ați început local? Am început în clasă, de fapt, da. Am extins-o la nivelul liceului, al orașului, județului și apoi la nivel național și cu participare internațională. Anul acesta, ediția următoare, de fapt, din 2020, sperăm să aibă și reprezentare din Europa Occidentală. Boovie, dacă ar fi să îl analizăm puțin, Boo vine de la book, care înseamnă carte în limba engleză, și vie terminată de la movie, film. Da. Ce trebuie să facă mai exact copiii ca să participe la Boovie? Aș spune că aici, în județul Cluj, copiii sunt deja, sau unii dintre ei, știu deja ce înseamnă Boovie. Am avut o reprezentare foarte frumoasă din partea județului. 7 echipe au fost în mai, la Focșani. Copiii sunt împărțiți, se împartă și aleg ei înșiși o echipă de 7-11 elevi, echipă coordonată de unul, maxim 2 profesori. Citesc o carte, apoi... La edițiile trecute li s-a repartizat cartea respectivă prin tragere la sorți. Anul acesta am venit cu o altă propunere. Le-am livrat cărțile, sunt 5 pentru gimnaziu, 5 pentru liceu și elevii pot să-și aleagă singuri cartea. Deci au posibilitatea să le citească pe toate și să opteze ei pentru o carte. Pasul următor este să-și negocieze rolurile în echipă, să facă scenariul cărții, să vadă cine va fi actor, cine va filma, cine va monta, edita filmul. Deci e o muncă de echipă și ce e tare frumos e faptul că această muncă presupune tot timpul întoarcerea la text. Okay. Cât timp au la dispoziție pentru toate aceste lucruri? Cam 3 luni. Înscrierile au demarat acum pe 1 decembrie. Și durează până la sfârșitul lunii ianuarie. Am dat o perioadă relativ lungă, având în vedere că e vacanța de iarnă între timp. După care urmează selectarea cărților pentru fiecare echipă și apoi au cam 3 luni pline. Cândva la începutul lunii mai, ei trebuie să trimită trailerele, care vor fi jurizate după aia. Care sunt criteriile, dacă ne puteți spune? De exemplu, cei mai buni la ediția aceasta, ce a contat în thrillerul lor? E un cumul de criterii și de implicit de calități. Da? În primul rând, să rămână aproape de carte, în sensul că, dincolo de ceea ce filmează ei, să se vadă, practic, că au înțeles semnificațiile cărții și că au înțeles care sunt, de exemplu, relațiile între personaje. Calitatea artistică este și ea importantă, viziunea regizorală, cât de convingători sunt copiii, dar din jocul lor, practic, rezultă tot timpul același lucru. Cât de mult au reușit să intre în substanța cărții, cât de mult au reușit să intre în atmosfera de acolo, cât de mult au reușit să înțeleagă. Vă așteptați la un asemenea succes? Ați pornit de la clasă, elevii dumneavoastră și acum avem participare internațională. Nu, și le sunt extrem de recunoscătoare, în primul rând, elevilor care au tras de mine, copii de la clasa mea sau de la alte clase, care au spus că vrem mai mult, vrem mai mult. Nu-mi imaginasem, nu mă gândisem de fapt. Și cum eu îmi ascult elevii, m-am făcut... V-ați făcut temele? Nu, cred că m-am făcut așa un crez în ultimii destul de mulți ani. Băi, ascultă ce spun copiii ăștia, că e... foarte bine de multe ori și când nu e bine, asta e, mi-asum și eu faptul că i-am ascultat. Și atunci am dat curs rugăminților, deși vă spun sincer, nu mă gândeam neapărat că va fi așa un boom. Și iată că a fost, pentru că poate răspunde și unor nevoi ale lor. Ce beneficii au elevii care participă la astfel de eveniment, dincolo de lectură și participarea ca actori în trailer? Toate premiile sunt în bani, deci motivație financiară există? Mă gândeam acum dacă să încep cu elementele concrete. Toate premiile sunt în bani și au fost multe premii. Am avut la un moment dat parte inclusiv de sfatul și susținerea lui Andy Moisescu și rețin un lucru foarte important pe care ni le-a spus. Dincolo de orice, acest festival trebuie să păstreze bucuria, să genereze și să păstreze această bucurie. Și atunci, vorba lui, eu aș inventa premii pentru absolut orice. N-am făcut lucrul acesta, bineînțeles, dar ne-am străduit să dăm cât mai multe premii. Am avut parte și de sponsori. De partea noastră ne-au trimis cărți, au fost invitați la diverse evenimente, tot ca premii, deci au fost cunoscuți. Cred că cel mai important câștig pentru ei, dincolo de carte, exersarea lecturii și a abilităților artistice și tehnice, e faptul că mulți dintre ei au descoperit în ei înșiși un potențial de care nu erau conștienți. Sau bucurii, ori știu eu, abilități pe care nu le știau. Și atunci au urmat un drum. Pe alții i-a hotărât participarea la Boovie să meargă pe drumul acesta mai departe. Sunt foarte multe efecte pozitive pe care acum începem să le aflăm. Elevi care pleacă în străinătate și la interviurile de admitere, știu, eu vorbesc cea mai mare parte a interviului despre ce au făcut ei la Boovie, elevi care au plecat cu burse flex în Statele Unite, elevi aflați în diverse jurii ale elevilor pe zona asta film, cinematografie. Deci se întâmplă lucruri absolut fantastice pe lângă festivalul propriu-zis. Pentru ediția din 2020, care va avea loc în perioada 29 mai-1 iunie, corect. Până acum vorbim, ne referim doar la prima zi de înscrieri, am avut deja 60 de elevi și profesori din întreaga țară. Da, într-o singură zi. Într-o singură zi. Ce înseamnă acest lucru pentru, dacă ar fi să privim în viitor, amploarea evenimentului? Dacă într-o zi avem 60 de oameni. E greu de spus. Oscilez între bucurie, surpriză, îi așteptăm în continuare. Înscrierile au loc într-un ritm constant, am observat. Primim, astăzi am primit un telefon și cam zilnic primim fiecare dintre noi, dintre cei din echipă, telefoane cu diverse întrebări legate de cum se fac înscrierile și ce mai presupune concursul. Deci interesul este unul constant. Oricum ar fi, așteptăm peste 1000 de înscriși anul acesta, ediția aceasta, spre deosebire de ediția trecută, deci mai mult decât la ediția trecută. Și am avut... La ultima ediție putem spune despre Focșani că a fost o adevărată capitală a cititului. Foarte multă forfătă, atâtea persoane. Foarte multă forfătă, pentru că au fost peste 800 de elevi prezenți acolo, parte dintre ei veniți din afară, parte copiii din echipele din Brancea. Lor li s-a adăugat numărul mare de voluntari, vreo 200 de voluntari, elevi și profesori. Toți aveau cumva un semnal apartenenții la acest festival, că era vorba de badge-uri, de brățară, de tricouri cu Boovie. Ne-am bucurat foarte tare pentru că am văzut câteva echipe au venit cu tricouri inscripționate de acasă cu Boovie, au fost absolut fantastici. Deci, da, era o forfotă și foarte ciudată. Într-un oraș micuț, cum este Focșani, am surprins câteva priviri uimite ale oamenilor trecători pe stradă, privind grupuri de copii care discutau despre cărți sau tot pronunțând Boovie și vorbind despre filme și a fost absolut încântător și mare bucurie pentru sufletul nostru. Pentru că tendința zilei noastre e să vedem copilul cu tableta, nu copilul cu cartea. Asta nu înseamnă că nu aveau telefoanele în mână și la urma urmei foarte multe dintre trailere au fost filmate cu telefoanele. Tocmai asta este ideea. Dacă tot se pricep la așa ceva. Mi se pare să exploatăm absolut această ramură. Exact, mi se pare inutil, cum să le spun, renunțăm. Nu avem cum să renunțăm. Hai să-l facem, să-l folosim cum trebuie. E cu totul altceva. Iar la următoarea ediție, din 2020, ca o noutate, vom avea 4 zile de festivale în loc de 3? Da. Ne-am asumat o sarcină extrem de dificilă. Am constatat de la ediția trecută că 3 zile nu ar fi neapărat suficiente. Au venit unii elevi din zone foarte depărtate de Focșani, cum ar fi Cluj sau Satul Mare, și asta înseamnă ore nenumărate pe drumurile patriei, aflate în starea pe care o știm. Și atunci au ajuns, unii au reușit să ajungă la festivitatea de deschidere sau la piesele care au fost după aceea, dar în a 3-a zi după festivitatea de închidere, automat au plecat foarte repede, adică nu au mai reușit să rămână în atmosfera de acolo și tare mi-a părut rău de lucrul acesta. Și atunci am zis, haideți să nu cumulăm toate workshop-urile pe care intenționăm să le facem, întâlniri cu oameni de cultură și personalități, să nu le mai cuplăm într-o singură zi cum a fost la ediția trecută. Doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă dorim mult succes. Abia așteptăm să vedem ce o să fie în 2020 la Boovie. Iar în final o să vă invit să vedem trailerul câștigător de la ediția care tocmai s-a încheiat. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Sperăm la aceeași participare frumoasă din județul Cluj. Sperăm să avem forța financiară și nu numai necesară pentru a putea duce această sarcină mai departe. Mulțumesc mult! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 7, 6, 7, 8, 9. Alexi? Iartă-mă. Te-am iubit, Alexi. Te-am iubit cum am putut. Te-am iubit, Alexi. Te-am iubit, Alexi, te-am iubit cum am putut. Okay. Și mai dramatic puțin. Hebo. Horror. Urmează să înregistrez sunete pentru scena crizei. Ce fac cu viața mea? Mai tare, femeie. Ah! Să mă prefac. Vai, unde este mama mea? Așa. Am ajuns în a doua parte a emisiunii și vorbim despre un concert caritabil de Crăciun pentru ajutorarea micuților de la Spitalul de Urgență pentru Copii din Cluj. Mai exact, achiziționarea biletelor la concert a reprezentat cadoul de sărbători pe care cei prezenți l-au făcut celor aflați în nevoie. Alături de mine este dirijorul Vladimir Agachi. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de emisiune. Bună seara, mă bucur să fiu aici alături de noastră. Și noi ne bucurăm pentru un astfel de eveniment menit, acum în prag de sărbători, să îi ajute pe cei care, într-adevăr, au nevoie de noi. Să spuneți, vă rog, cum a luat naștere acest proiect? A luat naștere, adică concertul Kids Meet the Orchestra a luat naștere la inițiativa sau la rugămintea colegilor noastre de la Asociația Sfânta Elisabeta Feodorovna, care ne-au întrebat și anul trecut, sau cel puțin cu mine și cu orchestra, au colaborat prin asociație să facem un concert de Crăciun care s-a numit Zâmbe pentru Copii. Iar anul acesta acel proiect a luat amploare și ne-am gândit să facem acest concept Kids Meet the Orchestra, care a însumat mult mai mult decât doar donarea acestui echipament Spitalului de Copii, secției 4 pediatrie, ci și apropierea copiilor de orchestră. Și am avut în acest sens mai multe acțiuni pe care le-am făcut. Da. Cum ar fi, de exemplu, asociația, adică asocierea cu Centrul Culturescu, care a adus o parte dintre copii la repetiția generală și s-au bucurat de o experiență înăuntrul orchestrei. S-au familiarizat cu instrumentele muzicale, s-au apropiat de muzică, au și dirijat, deci a fost un eveniment foarte special. La fel, copiii în stare de, sau să zic, copiii care au avut posibilitatea de la spital, de la secția 4 pediatrie, care au putut să se deplaseze și să vină la concert, s-au bucurat în pauză de un tur în culisele orchestrei și au primit cadouri care fusese reluate de către Asociația Sfânta Elisabeta Feodorovna pentru ei și astfel au avut parte de o bucurie mare și cred că un cadou la care se așteptau mai puțin, un cadou special, pe lângă faptul că facem eforturi să putem lua acel aparat pentru ei. Despre ce aparat este vorba și mai exact către ce pacienți ne adresăm, pentru că nu sunt pacienți obișnuiți, să spunem. Da, sunt copii cu nevoi speciale. Am vorbit cu doamna doctor Kulcinski, șefa secției 4 de pediatrie și, într-adevăr, au foarte mare nevoie de ajutorul nostru. Aparatul despre care vorbim este un aparat respirator. Știu destul de puține detalii despre el, pentru că... Tehnic vorbind, da. Ce pot să spun este că scopul nostru este să strângem 7.500 de euro. Am strâns o parte dintre ei, aproximativ spre 4.000 de euro în urma concertului, iar banii vor fi donați Asociației Sfânta Elisabeta Feodorovna ca ea să reușească să acopere surplusul și să... adică să strângă banii până și să cumpere aparatul pentru spital. Însă cei care n-au putut ajunge la concert și vor să aducă o bucurie acum. Da, întotdeauna se poate dona în contul Asociației Sfânta Elisabeta Feodorovna. Ei, de fapt, cu acest lucru se ocupă și noi i-am ajutat să fie mai aproape de scopul final. Ce interesat pot, nu știu, cred că se poate da și... sau se poate da aici contul, se poate pune IBAN-ul pe site sau cumva? Putem încerca. Cred că se poate face acest lucru. Cei interesați, vorbim după, cei interesați pot apela cu încredere și știi că toate fondurile se vor direcționa spre acest scop. Dar dacă doritorii caută pe internet această asociație, Asociația Sfânta Elisabeta Feodorovna, sigur, se poate. Se va ajunge și la, și la cont. Dumneavoastră, de ce v-ați ocupat în mod special pentru organizarea acestui concert? Eu cred că, în primul rând, pentru că am spus da. Da, pentru a doua oară. Da, pentru a doua oară. Desigur, scopul nostru ca asociație Young Famous nu este unul... Adică, sigur, este un scopul fiecăruia dintre noi ar trebui să fie unul social și umanitar. Cred că toți oamenii de pe pământ ar trebui să urmărim în final acest scop. Dar... Când am văzut că este atâta nevoie de implicarea noastră, am spus că cel mai bun mod de a folosi fondurile sunt în acest scop. Și noi aveam în plan oricum să facem un concert de colinde, așa că l-am combinat. Le-am combinat și am avut susținere din partea primăriei Cluj, ceea ce ne-a bucurat foarte mult, pentru că costurile de organizare unui asemenea eveniment sunt mari. Și din păcate din bilete nu se poate strânge o sumă așa de mare încât să acopere. Adică suma se strânge din implicarea comunității în urma evenimentului. Și în acest mod îi rog pe membrii comunității clujene să se implice cât de mult și să vadă că este mare nevoie. Pentru că până la urmă nevoia nu este personală, este comunitară și trebuie să ne implicăm fiecare după puterile noastre. Oamenii au fost extraordinar de sensibilizați de eveniment, pentru că, după cum știți, a venit și Bob Bogdan Rădulescu, care a ținut o licitație legendară. S-au donat 2 tablouri de către fratele meu, Matei Alexandru Agachi, care au fost vândute destul de bine. O sculptură făcută de art bending din sârmă și un curs de dezvoltare personală, cred că în premieră, de către Doru Șupeală la școala Șpor. Și acești bani au fost redirecționați către asociație. Da. Toate câștigurile, tot ce s-a putut, tot ce a trecut de pragul zero a fost donat, adică încă nu a fost donat, va fi donat către asociație. Care au fost cele mai mari provocări, except în partea financiară? Cred că întotdeauna putem vorbi de o provocare în momentul în care timpul ne permite cât de puțin. Concertul a fost promovat cu destul de puțin timp înainte. Problema a fost că a trebuit să împingem și data. El era inițial programat pentru 8 decembrie și ulterior, datorită unor probleme obiective, a trebuit să-l mutăm în 30 noiembrie. A trebuit să facem acest lucru până la finalul lunii noiembrie și acest lucru ne-a scurtat cu 8 zile promovarea, dar vreau să spun că am reușit totuși să vindem sala. Da, chiar am văzut acum în imagini, sala a fost plină. Sala a fost plină. Am avut parte și de un ajutor de la Verbac Pharma. Ei întotdeauna ne-au fost aproape ca prieteni al Young Famous. Trebuie să dăm noi chiar așa de mult. Mă rog, cine au fost invitații din acest an și cum au primit această provocare până la urmă? Vreți să spuneți invitați pe scenă? Invitați pe scenă. De fapt, invitatul principal a fost Bob Bogdan Rădulescu. El a fost anfitrion și... Cum să spun? Adică el era pe marul Atlanticului și mi-a spus că își face liber în calendar, fără nicio problemă. Așa s-a întâmplat. Da, l-am sunat, mi-a răspuns că nu poate vorbi atunci și în 2 cuvinte l-am rugat, i-am spus că e un concert caritabil. Când a auzit de concert caritabil a spus că fără nicio problemă, nici n-a întrebat vreun detaliu. Cum ați avut timp înainte suficient să repertați, să stabiliți un repertoriu? Cum a fost? Da, vreau să spun că a fost acest concert a căzut chiar peste un alt eveniment pe care l-am avut la Timișoara. Deci am făcut o orchestră dublă pe care am mutat-o dintr-o parte într-alta. Am ajuns acasă la 4 dimineața și am avut repetiția generală la 2 după masa. Deci... Și seara concertul. Da, și seara concertul. Așa că a fost o provocare din toate punctele de vedere. Am mai avut o repetiție înainte, miercuri, iar joi am avut o repetiție combinată la... Adică, de fapt, vineri am avut repetiția combinată la Timișoara. Așa că a fost destul de provocator din punct de vedere logistic. Dacă ar fi să comparați evenimentul din acest an cu cel precedent, care a fost primul pentru dumneavoastră, ce ați schimbat sau cum vedeți evoluția de la un an la altul? Mă bucur că a fost mai implicată comunitatea în acest eveniment. Uite, vreau să spun că am avut o colaborare pe materiale promoționale, merchandise de la Samdam. Și ei s-au implicat fără niciun cost în această... cu ocazia acestui eveniment au reușit să au făcut o grămadă de materiale promoționale foarte frumoase, cu logourile noastre, cu tot felul de texte foarte frumoase care au fost cumpărate de către participanții la eveniment și care mi-au adus de fapt mare bucurie. La fel, la Roma World a fost alături de noi. Deci, le mulțumim tuturor sponsorilor, se știu ei care sunt. Da, scuze, de fapt, nu știu ce altceva aș putea să spun. Adică mă bucur că au fost alături de noi și au reușit să ne sprijine cu tot ce au fost ei în stare. Este de apreciat o implicare atât de mare, mai ales pentru micii pacienți care au nevoie de fiecare ban care este donat. Ce feedback ați primit din partea publicului? De fapt, cel mai frumos feedback a fost să simt energia lor și am fost impresionat până la lacrimi în momentul în care toți am cântat Moș Crăciun împreună. Nu știu de ce colinda aceasta, care de fapt este o colindă laică, mă impresionează cel mai tare dintre toate colindele noastre. Faptul că am reușit, adică că a fost atât de aproape de noi, faptul că ne-am simțit pentru câteva momente unul, o entitate în acea sală, a fost cel mai bun feedback. Eu cred că alt feedback mai mare decât acesta n-am putut să primesc niciodată. Deci tot feedback-ul dat la rece nu a valorat nici cât o fracțiune de secundă în această unitate în care ne-am simțit cu toții una. Am simțit că toți suntem un organism mai mare care colaborăm și dăm tot ce putem și tot ce avem și în special energia noastră pozitivă pentru a împlini mai marele bine. Pentru a ne atinge scopul. Zâmbetul copiilor. Anul trecut, cum a fost financiar? S-au strâns la timp banii? Ce s-a achiziționat? Anul trecut noi nu am fost implicați în această parte. Am venit doar eu cu orchestra și din acest punct de vedere nu știu niciun detaliu. Știu doar că colaborarea a fost fructuoasă între asociație și spital. De fapt, colaborarea lor este destul de lungă. Cred că doar de anul trecut s-au gândit colegile noastre să facă acest concert. Doar de anul trecut. Dumneavoastră ați spus la un moment dat că prin intermediul orchestrei pe care o conduceți, citez, încerc să aduc muzica în ochii publicului într-o manieră digerabilă. Mă rog, da, mai mult sau mai puțin acestea. Nu mai suntem ca acum 50 de ani, trebuie să ne adaptăm. Ce înseamnă mai exact? Ce înseamnă mai exact? Eu cred că trebuie să le oferim publicului o experiență prin intermediul muzicii. Până la urmă, muzica este doar un limbaj. Este un limbaj prin care ne exprimăm, este un limbaj prin care putem să fim mai aproape de noi înșine, mai aproape de divinitate. Și această muzică nu poate să fie făcută într-un mod riguros în care să fie, cel puțin, adică să fie exigențele mari astfel încât oamenii să se simtă închistați. Pentru că în momentul în care te simți închistat, nu reușești să te bucuri, nu reușești să asimilezi întreaga experiență. Adică te preocupi de lucruri superficiale, cum ar fi forma, de aspectul exterior, de cum nu ar trebui să se întâmple și mai puțin de aspectul interior. Și încercăm asta să facem, încercăm să aducem muzica mai aproape de suflet într-o manieră în care publicul să simtă că face parte din acest eveniment, în felul în care noi ne adaptăm la nevoile publicului și nu neapărat din punct de vedere al comunicării informației, ci al felului în care interacționăm cu sala. Adică noi creăm un experiment pe care, de fapt, noi gândim un experiment pe care îl creăm împreună atunci cu publicul. De admirat și abia așteptăm să vă revedem pe scenă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă dorim mult succes și pe mai departe și în astfel de proiecte și în altele. Cu mare drag, veniți pe 16 ianuarie, mai multe detalii pe pagină. Perfect, atunci așa facem, poate veniți atunci în emisiune. Da, cu mare drag, m-aș bucura. Okay, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, aici se termină Actual Regional, să aveți un weekend excelent, la revedere!